ziua, bine ați venit. Începem ședința. Lipsește domnul Dogariu Marian. Nu bine, nu, mă zic că... O vrut domnul să-i facă, că a dat o fanta din aia, că îi face gura de groază, și că nu a avut. Este la încercat, o să nu ai cum să ajungă. Da. La început, procesul verbal la ședinței anterioare, dacă sunt aveți ceva obiecțiuni. Atunci, propun pentru să-l votăm. Cine pentru? Mulțumim frumos. Se abține cineva? Dăm cuvântul domnului primar să citească ordinea. Primul punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în mandatul primarului. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Său, inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și organigrama aparatului de specialitate a primarului și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Său. Inițiator primarul. La punctul 4, aveam un proiect de hotărâre privind completarea anexei 2.2, alte activități incluse prestări de servicii de la hotărârea Consiliului Local 91 din 20.12.2018 pentru stabilirea impozitului și taxe locale. Era vorba de o taxă pentru autocamion. Retrag acest proiect de hotărâre, pentru că nu e gata documentația. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului desemnat școala generală Lunca Asău, din comuna Asău, sat Lunca Asău, pe perioada nedeterminată, în vederea demolării, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri și cheltuieli pentru anul 2019. La punctul 7, probleme diverse. Supunem la vot ordinea de zi, dacă suntem de acord. Cine pentru? Vă mulțumesc. Abține? Nu. Acum, nu știu dacă domnul inginer Brânceanu a venit. Dar este în completare o informare către Consiliul Local al Comunei Său privind situația financiară a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a Său. Dacă sunteți de acord să discuți și asta. Cine vrea să iei cuvântul, dacă de acord? Dacă sunteți de acord. Informarea asta. Da? Atunci. Rămâne la... Eu ce solicit aici, de fapt, este o soluție de sprijin financiar. Pentru că au început să apară datorii. Nu știu, nu mai am nicio putere ca să pot înainte. Pierderea rețelei este foarte mare. Prețul noi cumpărăm apă, cum bine știți. Dăm la 42 lei ca apă și vom avea 2 lei 90 de populație. Prețul e foarte mic. Da. Cu pierderea ne face de nu putem să achităm decât apa cumpărată sau nici aia câteodată. Și nu mai avem bani salarii și trebuie să cheltuim. Deci asta ce este, doamne? Spuneți că s-au redus. Spuneți că s-au redus. Da, s-au redus. Am scris în informare. Pierderile am reușit să le reducem în primele 8 luni ale anului de la 44% aproape la 32,5. Zic eu că nu știu dacă e o performanță, e o realizare, micuță cum e ea. Dar tot nu ne ajută. Tot e foarte mare pierderea ca să putem la inimă. Bine, soluții de modificare a prețului este, dar și aia nu mă ajută la infinit. Am nevoie de un ajutor financiar, de sprijin financiar, nu știu cum să-i zic, nu știu de unde să vină și care e metoda legală, ca să pot să dau înainte până când reușesc să scadă procentul de pierdere. Deci asta, de fapt, este cererea dumneavoastră. Sau alte soluții, nu știu.
Păi nu știu, dar în cel mai rău caz, închiderea activității, adică pe minus sigur nu se mai poate merge. Pe minus sigur nu se mai poate merge. Poate mai rezistăm, la sfârșitul anului, poate mai rezistăm nouă, nu știu. Dar situația nu-i părătoră. Până o soluție ar trebui să spuneți dumneavoastră, bun, a spus un ajutor financiar, sau dacă nu alte soluții, spuneți dumneavoastră ce anume v-ar putea ajuta să reglementați problema într-un an, în doi, o soluție o am eu, pe termen mai lung. Domnul inginer îi spune pe termen scurt și foarte scurt. Banii doi și ochii la ușă. Acum e vorba pe lumânarea la unghii. Pe termen mai lung m-am gândit să forăm pe terenul nostru de la Ciobanuș, pe Izlaz, 3-4 puțuri. Așa. Bazinul avem, intabulat pe terenul nostru. Așa. Și doar să băgăm apă în bazinul nostru și de acolo să trece pe conducta noastră, să nu mai cumpărăm apă de la Comănești. Dar atunci nu rezistă serviciul. Aici e problema. Dar așa, dacă îl faci acolo, trebuie să ai un om care supraveghează. Că aia va fi cu depozit de apă, cu electriciar, cu un bazin, ceva. Se poate face și automat. Adică multe primării... Apa nu iese pe gratis din... Nu iese pe gratis, dar nu o să te coste 2,80, oricum. În niciun caz. Ce facem în măsură mâine, dar ce facem la noi? Ai ghidurat. E ghidurată, pe aici e problema. Nu, dar chiar nu se poate reduce pereciunea asta de apă, lipsa de apă. Asta nu are oameni care nu se poate să gestezi. Poliția locală și cu asta se ducă din poartă în poartă, se vadă. Nu se spune că nu vreau doar acolo. Dar și avem poliția locală. Ia m-am întâlnit la poliția locală. Pune să dai chitanță, două, trei chitanță pe zi. Atât timp cât te duci și omul știe că vine în control să... Și te încoace să duci în gaură. Serviciul de apă lumea din poliția locală stă acolo. Trei oameni blocați. Niciodată nu o să descoperi hoțul cu poliția locală. Ăla care fură apă niciodată nu va fi descoperit de poliția locală sau de oameni alințat. Domnule, să te duci în control... Intri la el, cel care lucrează la apă, nu mai are un moment sau nu are. Așa s-au descoperit, altfel nu l-am descoperit niciodată. Păi din casă, în casă și vezi dacă e abonat sau nu e abonat. E abonat, dar are altele metode de a fura. Are bypass-uri, sunt... și are de găsești numai inopinanțe. Și? Dai drumul la... fără să știi, din urmă la el, dai drumul la... apă secundă, vei dacă te-ai fi încontrat. La momentul. Da, da, și găsești sânt, dar este tot așa, niciodată, poți nu găsești imediat. Dar nu puteam să nici poți să le lucrăm acolo, aveți rășină. Sunt sigur că din pierderea asta 80-90% și în informare sunt furturi. Deci sunt sigur de chestii. Deci furturi? Au fi 10% de pierderi. Și 60% dacă aveți tot timpul. Și tot timpul. 10% au fi pierderi. Nu spun nimic, dar unde ești? Păi întrebarea mea vine, cum de sunt furturi? Știți cum sunt furturile? Sunt făcute cu bună știință. Bună știință. Da, atunci conducta a fost trasă, nu aveai cum să fur mai departe. Dacă ți-am făcut branșamentul așa cum trebuia să-l fac, dacă nu vorbi cu mine, cel care eram acolo, nu se putea face fur. Un bypass a făcut cu bună știință, de către cel care s-a construit. Bypass-a făcut cu branșamentul. Cu branșamentul, trebuie asistat. Când se branșează cineva, trebuie asistat. Dacă a făcut bună știință și ăla știe, dar a făcut. Când s-a înființat rețeaua de apă în comună, racordările s-au făcut haotic. Deci atunci nimeni nu a controlat cum, cine se racordează, cum se racordează. Au venit omul la primărie și au declarat că omul acordează la apă și poate să la revedere. Ei, vedeți, de aici ai pornit de mare greșeală. Acum e foarte greu de... Așa cum spuneați dumneavoastră ieri, și cred că e o soluție asta, dar din păcate tot pe termen destul de lung, este acea situație pe care v-ați făcut-o pe sate, de exemplu, sau pe branșamente, pe un grup de branșamente și unde ați verificat pe cine l-ați găsit 6 luni acasă, că este imposibil să nu-l găsești 6 luni să-i citești contorul. Înseamnă că te evită. Sau nici n-au... Înseamnă că te evită acel om, da? Bun, la ala mă duc cu preponderent, mă duc în control. De asemenea, sunt o serie care dau autocitire și îți dă fiecare ce vrea și cum vrea autocitirea. De-aia îi trebuie om. Vă trebuie un om care să fie, cum să spun, loial serviciului și care să-și facă treaba cum trebuie. Pentru că nu o să găsești om, într-adevăr, poate acasă până ora 15-16, că mai sunt care și nu mai lucrează. Dar omul acela poate să vină la serviciu și după amiază, să ducă să citească și după amiază, sâmbăta. Trebuie găsite soluții. Deci trebuie strâns acest șurub cât se poate de mult ca să încercăm să... Că
clar că nu se pierde 35%. Sub nicio formă. Nu are o să conducte, conducte, dacă 15-20 de ani. Conducta spartă în nisip, în balans, undeva. Dar nici așa nu. S-ar vedea o scadă presiune. Omul ce face până atunci? Asta. Aici e problema domnului. Amintiți-vă că în ianuarie când am discutat. Amintiți-vă că în ianuarie când am discutat. Am ridicat problema. Să vă uitați pe procesul verbal de ședință care este consemnat sau pe filmare. Am ridicat această problemă și am spus că ar fi bine dacă am putea să sprijinim acest serviciu pe care măcar 3-6 luni de zile la bugetul local ca să-și poată... Să apropie un an de când avem un om detașat acolo. Dar nu e vorba de asta. Nu, dar e vorba de trebuie plătit. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu vorbesc cu totul și cu totul altceva. Ei au plecat la lucruri fără gloanțe. Și au plecat la luptă fără gloanțe. Am pus carul înaintea caiului. Păi n-am pus carul înaintea caiului. Dacă s-a acceptat eu când am ridicat problema de la bugetul local să alugăm o anumită sumă de bani, că trebuia obținute avize, de umblat, de mă rog, ce mai zic. Astea le-au cheltuit din ce s-au încasat. Și dacă s-au încasat 1,80 lei, mai ales în februarie și martie ați încasat 1,80 lei. Și nu mai plângea. De unde să faci? Aia e mare problemă. Împrumutul din punctul meu de vedere nu e o soluție. Vă băgați în groapă total. Nu se poate. Trebuie găsit o soluție de plombat cu ceva. Dacă nu mai vrem, dacă nu mai vrem să spună că nu mai vrem. Nu, domnul Dorel, dar uitați că la voi deja ne-am depășit. Până la ora actuală noi am plătit banii care trebuia să dea pentru anul ăsta. Dar acum am vrut ceva, trebuie să trebuiască tot primării. Vinerea trecută am ajuns la nivelul anului trecut cu cantitatea de bani. Și acum nu mai avem de unii plăti. Da, și m-am interesat, nu a dat, Palanca nu a dat, la CRAB nu a dat nicăieri serviciul. Da, cu da, ei. Nu, e lor, e o nebuloasă și acolo când nu a dat la cineva la Onești, nu le-au convenit, o firmă la Brăila, care la Galați, care are Oneștiul. Ba nu zice nimeni să o dai la CRAB, dar atunci ne vedem puși în situația să punem prețul care îl are CRAB. Nu-ți accepte păi. Un preț, mărire de preț cu pierderi de peste 30 cu... Cu aceste pierderi mai ales. Nu, asta îți spune, tu vrei să mărești pentru ca să acoperi găurile. Păi ce? Acoperim găurile cu mărire de preț la populație? Pierderi nu ce face. Nu poți să îi suportați. Și dacă e din buget, nu tot din... Păi din bugetul pe care îl ai deja, spre mărire. Ei, nu ai să îi suportați, nu facem vrumul să îi suportați. Și nu mai dacă domnul... Noi ar trebui să prezentați cât e gospodărie, ați verificat, nu la apomenit, ci sunt fură apă. Domnule, când a stat de vorbă cu mine, ați face o informare, dar documentat. Am verificat de la luna cu tare până acum atea gospodărie, am găsit cu tare. Ați găsit cineva fură apă. Eu v-am spus să faceți plângeri la Poliția Națională. Nu, la Poliția Națională, ca să ies un caz, să dai exemplu în satul cealaltă. Păi cum? Am făcut acest verbal, abia am găsit acasă și am remediat problema, deci e chestie curentă, nu e chestie veche. Comentă, 20 de ani, 30 de ani, ce să... Consum la paușal. Să vine la societate. Consum la paușal. Da, dar nu e... Nu trebuie să ajungi la chestie care... Dacă trebuie să iei o măsură mai dură, domnule. Cum, Doamne, iartă-mă, la curent stai curentul, la telefon ți-l suspină, ți-l trec și unul. Cum la noi e mila publicului. Da. Oi mai plăti eu peste 3 luni, la primăvară. Da. Nu se poate. Până acum 2-3 luni am avut și pomeni cu recuperarea banilor. Acum am reușit să mai recuperăm din bani, am făcut 47 de preavizii, am debranșat 4 persoane, mai avem 10 persoane debranșat pe care tot așa nu ne-am găsit acasă, nu am reușit să plecăm poliția locală când trebuia așa mai departe. Dar debranșat de debranșat avea discurs, nu da, la debranșat de debranșat îi costă 170 de lei. Deci, la fel, cumva o tasă care vine tot la noi, dar nu sunt suficient toate astea, adică noi ne-am avut să zbate. Timp cât sunt pierderi la nivelul ăsta, n-ai cum să... Oricum încerci să aduci bani, pierderi de 10 ori sau de 20 ori, sau mai mult. Păi uite, Comisia Economică poate să facă și un studiu de pe chestia asta. Că bănuiesc că se încadrează în lege. Un studiu. Nu? Bun, acum... Spuneți un lucru. Dacă, a zis că dacă noi putem găsi cale legală pentru un împrumut, pentru un ajutor financiar, să spunem că am găsit cale legală să dăm bani, să pierdem, să scăpăm de pierderile astea. Care sunt măsurile pe viitor? Adică ce ați putea face pe viitor ca să nu mai ajungem în situația asta în România?
datorată ce reușim să scăpăm din pierdere, dar nu e vorba de... Păi nu, de datorii de o capătate. Păi de pierdere prea asta e clar. E vorba de... Nu știu, voi... Deci vă trebuie și bani ca să putem să acoperim datoriile care sunt. Vă trebuie și angajați. Asta e numele meu. Nu e în regulă, adică nu chiar să ajungă din ospital de plată, Doamne ferește, dacă se oprește apa, așa scris în informare. Se oprește apa de ce? Că motivul nu e plată, că la un moment dat apa ce o să zică. Altă, că nu ne-ați plătit, nu știu de faptul din urmă. Ce facem? Știți, eu nu vreau să ajung acolo. De asta am și venit să căutăm o soluție, să vedem ce e făcut. Sau să oprim. Acum, concret, dumneavoastră, cereți, practic, cereți angajarea unei persoane sau măcar a unei persoane, ca să vă puteți desfășura activitatea. Conform organigramei, noi avem două persoane, doi muncitori trecuți. Că nici n-ai cum să faci treabă cu o singură persoană, să trebuie exact. Să găsești mulți cu o persoană. Niciodată n-ai să găsești așa. Ce au fost doi oameni de lea? Bine, conform legii de la trezorii, să faceți că trebuie să ai casier, trebuie să... Noi încercăm să... Păi asta trebuie să folosim și pe casierii. Asta, concret, pentru angajat nu se dai salariul. După aceea se duce cheltuielile la salariul. Ajutorul dumneavoastră asta ar fi să fie angajat la nivel de primărie local și să facă treabă cu delegare, să nu știu ce o să fie, să facă treabă pentru serviciul de angajat. Și atunci ce poți ajuta în chestia asta? Păi are unul, mai rămâne eu cu vicile dacă mai dăm. Dar avea doi. Are unul. Dar trebuie calcat terenul. Mai sunt și alte cheltuieli la față. Da, calcat terenul. Calcat terenul și cursuri pentru igienă. Nu cu două plăteți. Pentru apă. Deci cu angajații mai sunt și alte cheltuieli în afară de salariile. Cu echipamente. Cu toți cheltuieli. Dacă nu, soluția oprie cu primăria. Am specificat aici, noi de la început am primit activitatea cu pierdere. N-a fost un moftat cuiva, că dumneavoastră acum ați spus că ați moftat cuiva. Ideea în sinimă. Nu serviciu de apă, nu poți vrea. Eu am spus-o la începutul anului, în ianuarie, că trebuie sprijinit măcar 3-6 luni de zi de la bugetul local. Că nu poate să desfășoare. Acum primăria îmi spune, cu punctul de vedere al doamnei contabile și efe, care îmi spune că în perioada octombrie-ianuarie, primăria au plătit facturi așa, în valoare de 134.506 lei. Așa este o jumătate, da. Mă rog, așa. Nu înțeleg de ce face referire la perioada octombrie-ianuarie, când nu există acest serviciu. Irelevant din punctul meu de vedere ce cheltuieli au făcut primăria. Le-au făcut primăria, pentru că era sub ordinea primăriei atunci. Asta e problema. Dar ce diferență are? Care diferență? Persoanele desemnate pentru înființarea acestui serviciu au informat în nenumărate rânduri Consiliul Local despre faptul că veniturile preconizate sunt mult mai mici decât cheltuielile necesare în mod real. Eu nu mi-amintesc bine să mi-ai spus nenumărate rânduri. S-a discutat odată la început atunci că dacă nu vom accepta acel preț de 6 lei și nu știu cât la metru cub de apă, vom fi îngăleate. Asta s-a discutat, dar altceva nu. Și
vă impută dumneavoastră, domnule inginer, și cred că ar fi bine să faceți această situație, că cel puțin așa spune aici, din informările transmise de către serviciul de apă, nu reiese niciun calcul concret al cheltuielilor de înființare plătite de ei și nici care sunt sumele de care au nevoie de la bugetul local pentru buna funcționare. Deci erau foarte bine intenționați de a ne vă ajuta de la bugetul. Vina tot a dumneavoastră este. Am specificat. Pare rău, dar e chiar tendențioasă chestiunea asta, din punctul meu de vedere. E făcută din contabil. E făcută din contabil, dar noi chiar vrem să desfințăm serviciul. Deci asta se vrea în ultimii instanță. Desfințarea serviciului nici de cum să găsim o soluție. Să găsim o soluție. Nu nimic, al trecem înapoi sub ordinea primăriei și atunci o să facem găuri în bugetul local prin inexistența acestui serviciu. Să plătească la bugetul local, primăria mea, dacă așa se pune problema. În loc să căutăm o soluție, să vedem ce am putea face, noi îi dăm la picioare lumea. Cumva eu zic că am ascultit primăria din niște cheltuieli, nu de salarii, mă refer la cheltuieli cu factorile, cu pierderile dinainte, timp de 8 luni, adică reușim cumva să susținem, să plătim factorile, fără să mai primăria înainte, plătea și pierdere. Plătea și pierdere. Așa, exact, explică că nu înțeleagă. Nu aveai fond de salarii pentru așa ceva activitate. Da. De aici ar veni dezechilibru. Nu aveai fond de salarii. Despina ține socotelile, costiele era la noi, sub ce ar făcea intervenții, cu dănuți și... Și atunci, niște cetățeni nevinovați, cum sunt cei de pe apa asta și pe nici care nu are apă, plăteau pierderile astea. Nu e normal. Eu de pe apa să vin să plătesc eu pierderile la apa din... Dar n-ați plătit la apă? Nu. Atunci plătea. Așa, dacă e apa și e dezavantajată, că-s patru cursi de autobuz, de microbuz, și din coaceți din sfert în sfert de oră. Asta e. Cumva e păcat, acum a reușit să obțin toate autorizațiile, a reușit să obțin licența în RSC. Acum am trimis deja documentații pentru preț, urmează să completez, să ne apropie și prețul. Păi și dacă poate un pic și dacă o să reușești, mai crește un pic prețul ăsta. Un pic înseamnă foarte mult. Dar nu un pic la pierde, poți să crească prețul cât a crește. Un pic înseamnă foarte mult. Trebuie să ne aliniem la localitățile din jur, la 4 lei. Domnul Vița, oricât ar crește de mult prețul la... Dacă nu micșorești pierderile, nu dai la ele. Păi și ăla, micșorești și prețurile, dar nici cu prețul ăsta nu poți merge. Banii RSC-ul nu a făcut niciodată pierderi mai mari de 20% din câte am înțeles. Și atunci... Păi domnule, dar trebuie luat casă cu casă, domnule. E abonatul nostru, dați-mi voie să mă uit ce mai face. Dar bineînțeles, dar trebuie cu casă, asta de apă. Trebuie personal, noi facem. Trebuie cel puțin doi oameni. Păi trebuie poliție. Trebuie cel puțin doi oameni. Poliția locală. Cum știi ce se fac în vede, că știi, ești controlat, eu știi ce are de făcut. Noi mai tot suntem cu poliția locală. Nu știu. 10% și vedeți câți bani ar fi. Deja e 10. Câți bani ar fi? 10%. Mulțumim. E un pas mare. Cu 2? Cu 9, cu da. Cu 9, și cât e el, nu știu ce așa. E păcă de o vinză, așa. E vedeți. Ies. Nu că de o vinză, ce o casează, o primești de la stație. Să o pui la prețul de vânzare, nu la prețul de vânzare. E posibil că omul ești scumpiască și dânsi. Da, păi am primit o scumpire din poloan de zile. A fost. Păi și o să mai vin. Nu știu ce spune ce parte mi-a făcut. Da. Adică, în primul rând, e fructul de apă. Trebuie... Haideți să încercăm să-l ajutăm prin chestia asta cu cei din lui. Măcar un om. Să aibă la tot timpul, să aibă doi oameni de aia. Măcar unul să... Păi nu, un om... Păi nu iasă salariu. Să fim detașat la sfârșitul anului. Și ăsta e detașat. Eu sunt pe teren. Măcar doi oameni. A doua detașat. Mă serg. E a doua, da? Deja pe tot așa cu detașat, ca să... Păi nu știu dacă se mai poate. Mă ținim o zi la noi. Mă ținim o zi la noi și detașăm ea. Sigur. Nu mi-a zis. Facem un aliniat, suntem în lungi mai... Da, da, da.
spus că fiind angajatul serviciului, dacă o să reușim să angajăm un om, eu am vrut de câteva luni, dar nu mi-a permis financiar, n-am putut. Astfel nu face pentru recuperarea banilor de veteran, am fel face pentru absolut iată treabă. Da, folosiți-vă-ți Costel. Dacă nu îl dăm înapoi, își dăm altul, care credeți că e mai puțineț. Mai bun decât Costel nu are. Păi și atunci, să nu se lasă impresia că ceva face ce vrea. Asta are interesul în plus că trebuie să scoate un salariu jurnal. Asta era. Da. Nu, Costel e bun. Costelul și bun. Nu e bun Costelul. Avem un Costel aici, poftim tot la apă, tot în domeniu. Da, să vedem așa cu el. Face cerere de muncă. Putem aici, să vină aici. Da, să-l așteptăm pe omul ăsta legat de... Măcar o perioadă de timp să scadă pierderea, de atât. Să scadă pierderea. Pierderea înseamnă control. Aia, e perioada de 6 luni de zile. Control de oameni. Aveți un lucru ca un poliție locală. Să și dai invitanță. Aș vrea să spun. Da, de clasa A și clasa C. Da, de clasa A și clasa C. Dar o cumpăr pe ăla ieftin, că e ieftin? Da. Vedeți că în țară se întâmplă fel de fel de lucru. Dar pierderile astea mari sunt consumatori neprea așa și care nu au contorizare la apă. De ce ăștia trebuie să identificați? Da, acum nu putem să dăm... Câți abonați la Păușa? Poftim? Câți abonați sunt la Păușa? Am descoperit două, trei cazuri care aveau raporturi trase cu robinet îngropat în pământ, i-am pus și acolo să-și pună apomene. Dar nu foloseau apă. Da. Dar distanțiile... Ce vă iau tăiați, domnule? Problema e cum am înțeles mai să dăm altă localitate. Deci am reușit că am zis cu asta să-i mai iubi la zi. Conturul mai din proprietate. Din proprietatea lui. Așa e el de aici. Nu vă gândesc că n-avem unii cu conduct. N-avem unii cu conduct, adică n-am zis așa. Până acum nu știu ce mai iese de votul. Cred că trebuie să, nu știu, să vină dumneavoastră cu atunci cerere de cum face poate primărie și astăzi. Că oricum nu putem să hotărâm acum, oricum ai proiect de hotărâre să poți să acoperi gaura de bani. Oricum, ca să modifici organigrama pentru oameni și toată asta, iarăși trebuie proiect de hotărâre. Deci acum stăm și discutăm în fără. Am luat cunoștință acum. O soluție. Și poate găsim o soluție. Soluția e, prima dată, soluția se pierde. Controlul la metru pătrat. Să ridic ce o iei dincolo, o iei dincolo. Chiar îți vin de om. Da, toate astea. Ia dacă nu o acoperi. Nici de om. Și poate să nu lăsă pe zi cu sprijinul financiar. Bine. Atunci, noi vă mulțumesc. Da, eu vă mulțumesc. Și la tot, e domnul inginer aici. Să discutăm și cu firma asta care face canalizarea. De câte ori... Să nu mai spune ce țară, da. De câte ori nu-i conducta? E ce nu știu eu. Păi, dar ieri, de-a seară, începând apă, lipsă, dar pleacă acolo. Domnule, a venit și a zis... Aveți apă, nici în fântâni? Nu, mă, sigur că dacă mare... Omul nu mai de unul apă. Nici în fântâni nu mai este apă? Până la urmă, dar fără apă. Da, am prezentat cum ai rezolvat, dar într-adevăr, de seară, până la ora 12. La câta strălungi? Pleacă copiii la școală dimineața, pleacă de lumea la titlul însemnit. Pe mine nu are sută, că eu am fost așa. Da, ce mă zice asta? Păi da, da, trebuie să văd ce trebuie. O repara și la tot, se mai trebuie și mâine la fel. Și mă gândi, am trebuit să vă spun. Domnul Țuțu, problema a fost tot de aici. Conducta aia când s-a băgat în pământ nu a fost prevăzută cu nicio protecție. Trebuia o bandă de protecție, ăla când s-apă cu multul, la 30 cm de supraconducte, să dea de o bandă. Ceea ce vă spuneam, domnul Lăzăr, este legat de canalizare. Nu a fost vinovat. Nu a băgat cupa la multul și tot aștepta să dea de ceva. Nu poți să știe conducta la 1 metru sau la 1 metru. De cum apar problemele pe termen lung, când ar fi canalizare, când acea firmă cum mă spunea, cum numai construcție nu era. Da, om s-a scuzat, domnule, n-am găsit nimic. Uite, am dat cu cupa ei, arătați-mi ceva. O găsit cablul de la Rom Telecom, protejat cu cărămidă, cu bandă. Avea bandă, da. O găsit de cealaltă, asta nimic cu ea. Marcat. Despre asta e vorba. Ce să-i faci? Și
Da, un reparator, el pe banii lui, nu au fost banii noștri, dar disconfortul cetățenilor. Și pierderea de apă, și pierderea în același timp. Și înjurăturile, noi le-am luat. Ei, asta este învățat. Cu jurătorii sunt învățat, da. E începutul de viață. Da, se extindeze. Hai să începem. Mă mulțumim. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. După graficul și ce care doamna secretară are, urmează domnul consilier Țuțu Dorel se alege președinte de ședință în Consiliul Local Comunia Său pe perioada de 3 luni, octombrie până în decembrie 2019. Deci încheie din revelion. Deci nu e spus. Cine este pentru? Vă mulțumim, ceva probleme? Nu. Vă mulțumim, ce-i debatut. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Comunia Său. Nu ați scris că s-au modificat, conform codului administrativ, au intervenit multe modificări. În ședința de comisii l-ați, bănuiesc că l-ați lecturat, l-ați studiat. Dar sunt probleme. Mai sunt ceva probleme? Comisia de administrație, la Comisia de Specialitate, ați văzut că ați avut articolul 22, aliniatul 4, încrucișat ceva acolo. Da, da. Deci la aliniatul 4, la convocarea de îndată, rămâne și în alte situații. După aceea, la articolul 23, la absența motivată a consilierilor locali, s-a venit cu propunerea aceasta să fie însoțită documente justificative, adeverințe medicale, voucher de vacanță, etc. Și a mai fost articolul 28, aliniatul 2, unde trebuia desemnată modalitatea consilierilor locali care va semna hotărârea de consiliul local în condițiile în care președintele de ședință refuză. Da. Și aici s-a propus ca să fie hotărârea de consiliul local să fie semnată de 3 consilieri locali din cadrul comisiilor de specialitate desemnate spre avizare, care au avizat în mod favorabil proiectul de hotărâre. Deci acestea au fost propunerile comisiei de administrație pe cele 3 care trebuiau hotărâri. Deci cu modificările respective, dacă sunt probleme, mai... Nu știu, dar mai sunt ceva probleme, mai aveți vă propuneți ceva curioasă? Dacă nu? Sunteți de acord cu modificările? Sunteți de acord cu modificările? Da. Atunci, putem. Cine-i pentru? Vă mulțumesc. S-a abținut cineva? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții și a organigramei Consiliului Aparatului de Specialitate al Primarului și Serviciului Publice de Interes Local din subordinea Consiliului Local. Cine este pentru? Secretarul general și consilier cel cu achiziții. Nu, mai erau inadvertenți pe care se dată două mobilei că la ședință. Da? A fost semnit. Da. Așa. Da. Comisia de administrație. Aveți alte propuneri? Comisia de administrație a mai avut o propunere la compartimentul de întreținere drumuri și poduri. Să fie denumit compartimentul monitorizare salubrizare, nu mai știam să zic, întreținere străzi. De motivul? De motiv că tot ce privește atribuții de salubritate, monitorizarea salubrizării, nu se regăsește în organigramă, în statul de funcție și în organigramă. Adică nu se găsește unii să-l dai? Ca de numire, da. Nu există salubritate. Păi facem după lege. Aveți ceva de adăugat? N-ai vrut? Nu, dacă de acolo... Da, 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 da. Modificarea urmează să vă mână că... Nu? Atunci propunem... Să votăm. Cine e pentru? Vă mulțumim. Vă mulțumim? Da, da, da. Gata? Da.
Punctul următor. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului de la școala Lunca Său pe perioadă nedeterminată în vederea demolării. Dumneavoastră ați văzut, este insalubră. Studiul de rezistență a construcției spune că nu mai poate fi cu ideea că o să fac alte investiții, că e o creșă, că e un teren de sport, că e un parc. Aici avem o nelămâne, este de schimbare destinației. Deocamdată se zice. Așa, așa scrie în loc. Deci, orice-i doriți să fac, schimbare destinației, pentru că nu determinați. Așa scrie în latură, mie mi s-a părut aiurea de să schimbarea destinației în vederea demolării. Așa scrie în ordine. Citiți ordinul ministrului și așa scrie. Schimbarea destinației pe perioadă nedeterminată în vederea demolării. Da. Dacă nu ajunge acolo și iar o întoarce în acolo. Dar este static. Dar nu contrazice noi cine fie ordine. Păi nu poți să-i schimbi destinația ca să o demoleze. Păi până acum aveți cerere de demolare. Cerere de demolare. Nu, până acum aveți destinații de școală. De școală. Da. Și acum îi schimb destinația. Nu să mai fie școală. Nu să mai fie școală. Nu se demolează în terenul acestei Consiliul local, dacă se ajunge și schimbă destinația de către minister, va veni acordul ministerului și partea va trebui să dă cu proiect de hotărâri, ceea ce privește demolarea, pentru că acolo trebuie stabilit care este suprafața, care e cantitatea de materiale, ce se va face cu familiile autorizate de demolare. Deci, aici nu doar ceva de schimbare destinației. Asta e doar schimbare destinației, să scoate din ce pentru învățământ. Oricum, până în alegeri, nu știu care e durează. Marea problemă, domnul doctor, marea problemă era cine face pe secția de votare, la Lunca. Dar cine mai făcea secții de votare? Dar cine mai făcea secții de votare? Păi la biserică, la biserică, la biserică, la casă mortoară, la biserică și pui acum. Cine este pentru? Mulțumim. Rectificarea bugetului, un alt proiect de hotărâre. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru cheltuieli de anul 2019 conform anexei ce face parte din integrantă din prezenta. Anexa 1 până la anexa 4 fac parte din prezenta. L-ați studiat? Referatul de aprobare, raport de specialitate. Unde se da. Avem cerat, ne-am rugat la acest proiect. Atunci, ce punem la vot? Cine e pentru? Vă mulțumim. După aprobare poți să completăm. Știți despre ce e vorba? Da. Hai să spunem ce e vorba. De gaze. Nu, da. Și de gaze, dar vreau să spun cu gunoiul, care da. E problema mea. Oare. Da. Deci trebuie să mai plătim 800 și ceva de mii de lei la gunoi. Da. Dar asta nu-i până la sfârșitul anului. Ei sau noi? Noi? Dar explicați-mi care-i cauza. Cauza? Depășirea cantității de gunoi, da. Inclusiv neselectat. Noi, la ora actuală, nu selectăm aproape niciodată. Dar încă noi am mai făcut legătate selectare. Haideți să vă spun un singur lucru. Acum 2 săptămâni, făcându-și un pic de curățenie prin debara, am găsit mai mai multe sticluri de folosit cu borcanii, care nu le mai foloseam, și am pus în niște saci, când mă duc cu ele la container. Surpriză, când ajung la container, containerul plin. Asta se întâmpla în data, atenție, se întâmpla în data de 9 septembrie. Mă zic, nu au venit și nici. Pe 12 mă duc din nou. Facturi retur cu saci cu sticle înapoi acasă. Îl spun pe domnul vice. Îi spun, domnul vice, de câte ori se ridică selectivul de la noi din comună? Păi o dată pe lună. Dar eu întreb când se ridică pe pământ, că pe lună, probabil cu o lună, într-o lună. Dar, deci, rețineți că acum am venit la ședință, am luat toate containerele de la colectarea selectivă
Și respectiv cele de sticlă. Sunt ochi la lungă, toate, ochi, ochi, ochi. Acum, acum că n-or fi toate cu sticlă, dar deasupra e sticlă, pentru că am sticla în mașină, că am încercat să bag o sticlă. Și n-a intrat. Deci îmi pare foarte rău, dar... Fac un apel, fac un apel la primărie. Fac un apel la fac un apel la primărie, să fac o adresă către Ropres sau către Adis, nu știu către cine, dumneavoastră. Adis, avem făcut. Așa, avem făcut. În care să le solicitați să vină să ridice, dacă tot cer colectare selectivă, bine, vin imediat și ne notifică că suntem datori cu 800.000 de lei la ei. Dar că nu vin să-și ridice selectivul, de ce nu vin? Să vă răspund. Am făcut și adresă, am vorbit și telefonic, nu se mai poate băga alte curse. Dacă avem nevoie, să luăm alte pubele de astea pentru selectare. Și ce facem noi prima dată? Ce pubelele stivuim unele peste altele? Asta e contractul adisului cu Romprezul. Și atunci, mai mulțim încă o dată, tomberoanele astea mari pentru recuperabile, și sunt convins că se va tripla cantitatea de gunoi. Pe această cale, dacă tot se filmează, cetățenii se ia aminte. N-au de ce umbla acolo cu patentul să desfacă capacul, să arunce toate mizerile care sunt. Dacă au pus două pungi de gunoi din ăsta la altul, peste ăla selectat, nu-l mai ia. Nu poți, domnul vice, nu poți să pui, dacă capacul este sigilat, nu poți să pui unde este sticlă, nu ai cum să pui. Dumneavoastră ați spus numai acolo la dumneavoastră, dar să mergeți toată comuna, să vedeți 99% din pubelii, îți desfăcuți și o haideți mai faceți o investiție și puneți camere de supraveghere. O investiție o să facem și o să dăm pubere la fiecare mici. Și atunci o să vine, deschid capacul, îl ai selectat, ți-l iau, nu? Domnul vice, am înțeles chestia că s-au depășit cantități. Bun, știm. De unde știm? De unde? Din calculele, ce ne trimitem? Din factori, din factori. Dacă vă aduceți aminte... Trebuie să aminte că noi am zis clar. Băi, de unde știm? Măcar 6 luni, cum am zis, băi, 6 luni, stai că n-are pe mașini. Să nu mai dăm, astăzi am trimis la Biserică Viviechi, via Paseu, 4 containere, dați-mi vorbi, 4 containere pline cu frunze, pământ, care, aia poți să zici, oamenii nu poți să le ia, să le duc în grădină, frunzele și nisipul și... Deci trebuie să fim conștienți, ne-am luat de tot, de acolo, să vedem ce se fac. Dacă noi nu suntem conștienți, o să plătim. Dezinteres total, nu din partea voastră, din partea cetățenilor. Colectarea selectivă, mai luăm în calcul. Sau și acasă. Mai luăm în calcul, dacă ei nu vin să ridice, înseamnă că... De ce ne cer? Păi ultima dată ne-au făcut, au făcut apel domnul director Seto, ex-director Seto, care a venit și ne-a făcut o lecție de educație. Știu, ex-director, acum mare șef în altă parte, mă rog. A venit și ne-a făcut o lecție și o teorie despre educație. Și că nu știm să colectăm, selectiv. Și dumneavoastră, cu mașinile alea și acum noi... Și stăm cu el selectat și stăm acolo. Dacă găsești două lopezi de altceva decât plasticuri sau sticlă, nu-l mai ia și îl ia la total. Sunt de acord, domnul primar, dar să-l găsească, dar dacă el nu deschide containerul ăla cu lunile, de unde găsească? De unde găsească? De unde găsească? S-au făcut mama lunii, eu vă spun că de cel puțin două luni nu-ți ridicați. Din anul, unde am ridicat? Dar și la mâna punte, ce containerul ăla? Containerul de hârtie, de asemenea, am văzut pe cineva care a dus într-o seară 2 saci de cărți, paiete. Și le-a dus la containerul de hârtie, că chiar personal am discutat, că eu zic, băi, nu le arunci aiurea, vezi că este un container albastru, în ăla se introduce în să trăiți. Domnul Cristi, o rugăminte. Uitați, se ridică problema la lunga său, ce zonă?
Toate containerele. Toate containerele cu recuperabile, cu așa... Sticlă, în general. Nu, s-o lua de peste o lună de zi. Sticlă, e plin. Cu sticlă, cu asta. Cum îi mai cereți să mai selectăm, dacă... Da, reciclabile, da. Stați așa. Da. Păi da, domnule, dar ce că nu a trecut o lună de când... Teoretic se ridică, practic. Omul luat în studiu treaba asta cu tot prin bar, cu un sac, cu bidoane, cu sticle și iar s-o duci și iar o vine și iar... Păi, odată pe lună, deci... Prima săptămână din lună, nu? Marțea. Și pe 12 era ochi. Marțea? Da. Și pe 12 era ochi. Deci în prima săptămână din lună au ridicat și s-o umplu dintr-o dată. Nu există. Și asta e poveste. Nu există. Bine. Da. Mai vede. Știu, eu am vorbit la adresă, am făcut și adresă, eu spun, nu se mai poate pune curs în plus, pentru că așa e contractul adresului cu România. Deci și ăla de hârtie. Zice că ne dă eventual mai multe cuvele de-astea mari și dăm mai multe cuvele, ar să umpli iar cu toate nenorocirile. Bine, domnule. Dar s-a umplut o mașină și trebuie să vină ce la mașină. Mulțumesc. Da, că a scos pubelele astea de reciclare. Și au avut de lucru, că a venit garda din mediu. Păi da, ce pun iar înapoi. Păi să zicem miercuri un sfert de mașină la Berești. Păi dar cum, dar nu parchează acolo noaptea? Da, mă, am înțeles. Și nu vine cu mașina înapoi. Și cum mă descarcă și o lasă? Dar nu cred, adică... Dar se poate imagina cu 100.000 de lună... Nu pot să cred că... Să mergem în datorie. Mai ales acum, în perioada asta. Păi e să ai 800.000. Până luna a noua. 80.000. Da, deci, păi uite cum avem... De punctul de vedere... 80.000. 80.000. Și nu ne ajunge până la sfârșitul anului. Să plătim... 80.000. 80.000. Nu, 80.000. Se face 100.000 până la sfârșitul anului. Păi ce, cred că facem 1.000.000 până la sfârșitul anului. Păi dar facem anul trecut, 1.300.000. Da, păi ajungem exact anul trecut. Noi la data asta... Oamenii ăștia trebuie să monitorizați la unii, pentru că eu am mari dubii de ce se întâmplă. Vă aduceți foarte bine aminte ce teorii mi-a făcut domnul Sedu cu date, cu telefonul, cu aia, cu aia altă. Noi am venit aici și mi-a făcut pe noi că suntem, producem gunoi cât pentru 7.000 de locuitori și noi suntem... Vă punem interesul lor, domnul. Păi sigur că da, interesul lor. Și aceeași politică o au în continuare. Și vin și ne impută nouă de la... Domnule, dar de ce nu mai în perioada asta 800.000 PCB? Era cu asta cu urmări mașini. Dar asta mă întreba mai înainte, domnul Codrar, dacă... De ce perioadă? Asta mă întreba. 80.000. Trebuie urmărit de mașinile. Cu cine urmărit mașinile că poliția locală stă la cabină? FBI. Dar nu dumneavoastră ați stabilit taxă de... Dacă până și... N-a stabilit stea poliția locală la cabină. Și pentru situația de la Caracal noi intervenim de FBI. Cine ar intervenit și la noastră? Nu, pus stea poliția locală stă aici taxă la cabină. Da, pe proiectul de hotărâri, asta era angajarea două persoane sau trei persoane. Și cine ai angajat? Minim pe cine ați angajat? Dar ce eu sunt ordonator de credit, eu pot să angajez, cine ai? Dar bune, dacă statul de funcție aceea, nu-i de ordonator. Schimbați soluția. De unde treabă? V-ați bucurat când a venit Maria. Alu. Da. Schimbați soluția. Nu poți să-i faci soluția. Eram dat. Dar spun, băi, camere de la vedere. Poți să casezi și după camere de la vedere. O casat? Păi, nu știu ce vorci, mă, tot. Atunci... Atunci. Nu s-a discutat
Lasă ei să stai acolo. Edificate, 6 luni de zile, îi cântărim, facem o evaluare la ceea ce se duce, cât dintre ăștia în gât la sfârșit de an, iar un miliard. Lasă stai poliția locală acolo. Ce câștigăm? Ce câștigăm la lemn? Ce ai la lemn? Dăm la gunoi. Luăm de la gunoi, dăm la gunoi, plătim dincolo. Nu. Deci, nu, așa e. Și găsesc la lemn, dăm la gunoi. Ar trebui propus să facem informații. Nu, ar trebui propus să facem informații. Ce să mai facem? Păi să vină aia care înțeleg, le explicăm. Vreau să știți că a venit de la Garda de Mediu o adresă prin care ne pun în vedere că la său sunt 9 puncte, unii sunt depozite de gunoaie neautorizate, nu știu ce, în urma zborului, cu elicopterul, cu avioane, nu știu cu ce, fiți convinși, s-au luat coordonatele și acum pe 30, parcă trebuie să vină în inspecții și ne duce dumnealor acolo, unii sunt gunoaiele. Gunoaiele, din calculul nostru și din niște verificări, doar și domnul Vice, vă și știe, sunt fondul forestier majoritate. Sunt fondul forestier. Eu pot să umblu până în Piatra Neamț, până și la Tarcău și Tazlău, unii granița noastră. Pădurea e în administrarea Regiei Pădurilor, a Direcției Silvii. Păi și acum o să vină să-i controlez și o să ia măsuri cu cine. O măsuri cu Direcția Silvii, o folosim, pentru că este statul în stat mai aici. Da. Dacă încă o dată noi facem parte din Ocolul Silvii, de văzut ce încolo Silvii. Asta? Ai zis că ce de... Da. Dar unde sunt depozitele alea? Păi bună la... Bună la cine e ce ai acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Vrei să ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Pericol din incendiu e acolo. Nu din incendiu. Mizerie. Mizerie. Da. Și acum când e mai degrabă? Da. Asta pe cât e lungă? E 9 luni? Unde e? Și mă, da, e nivelat, e închis, mă, nu da, 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 da. Am dat acolo la urmă. Da, da, două luni. La pe la care? Octombrie, noiembrie și a doua. Am dus crate de asta, pune să faci, pune și să nu și aruncă. Am dat pe urmă. Aici e un zic, la urmă. Deci, cum adică, adică, cum adică, cum adică, nu am să fac ce te agresi, să faci din picot. Gogoșanu căsat o mașină, din plastic și din lăduș la lângă. Bine, bine, dacă ai văzut, dacă ai văzut că e Gogoșanu, de ce ne-ai spus, băi, uite, sun poliția. Ai zis, Gogoșanu o scrie? A, o zis scrie. Da, știu, știu. E banu, știu. Păi, dar de unde? N-ai poliție locală, stă la cabine poliția, bigește mi se. Poliția locală nu are autoritate de... Păi, dați care e situația. Puteți focaliza, doamne, puteți focaliza să vadă câte ce pun cetățenii la... la... pobielă? Unde e la pobielă? Ai pobielă? Da. A? Se vede? Da. Uitați. Ei, cum să nu plătim noi gunoiul dacă vezi așa ceva în pobielă? Păi nu-i preclamă, că ții cum vă alesi. Când ai prins, vin și încerc la pobielă. Normal, așa se vezi? Când ai prins, vin și încep să plângi. Nu m-am făcut, că eu m-am mai făcut. Uitați care-i situația. Ia, uitați. S-a plătit. S-a plătit până acum. Pentru ce s-a plătit? Ce l-am zis? Domnul s-a plătit fără septembrie, s-a plătit 269.313 lei. Fără septembrie? Deci 2.700.000. Fără septembrie? Fără septembrie. 269.313 lei. Și până la finele anului, dacă mergem în ritmul ăsta, ne mai trebuie 184 de... Deci se va ridica la... Veniți comunitari în direct. 4 miliarde și... S-au relevant ar fi fost, domn primar, să vă spună situația asta și pe luni, așa, să vedem ce se întâmplă. Nu s-o scoate. Pentru că eu vă spun că lunile ianuarie, cât s-a făcut o monitorizare din partea vinii factură de iarna lui. Nu scoate atât. Aici e toate chestiile. Iarna nu scoate din grădină, nu scoate. Cât s-au plătit până în septembrie? 2.700.000. Și cum să fie 1.800.000 încă pe următoarele 3 luni? Păi dar nu a venit pe partea din august și... adică pe septembrie. La 5 luni de zi. Păi sunt 5 luni. Ce de plată. A, nu, e pe aproape. Asta e pe aproape.
Da, o fi o sumă. Ori până septembrie, ori până în iunie. Eu zic să ne luăm monitorizarea. Asta, încă o dată, dovedește faptul că trebuie... Cum ai consumat 30 de litri cu motorul cu mașina să se vadă efectiv? Am zis-o, dar v-am zis atent. Două zile. Nu, să cât 30 de litri. 30 de litri. Și din nou monitorizarea, pentru că asta e singura soluție de a vedea dacă sunt Ce spuneți? Distribuții de gaze naturale. V-am povestit că avem această asociație de dezvoltare intercomunitară. Avem avizul de la Transgaz Mediaș pentru aprovizionare. În urma studiului, cât e gospodării, cât aia, ce cantități, așa. Începând de el, noi trebuie să mai umblăm la o rectificare de buget cu 50.000 de lei, care să vedem de unde îi mișcăm, în ce privește studiul de fezabilitate. Începând de luni, cel târziu marți, o să vină specialiștii care se ocupă de treaba asta, și la noi și la ceilalți, deocamdată, da, localității. Da, ca să urgenteze cât mai repede, în prima fază se vor folosi de studia de asta de ridicările topo, care le-am avut la canalizare, când că sunt de actualitate și de urmând să facă da. Ei, au ei firma lor, au tot. Ca să mergem cât mai repede, să aibă ce duce la centrul său, da. Și nu păi nu, dar tot vine. Da, da. Și așteptăm să vină. De asta o să trebuiască să umblăm la rectificare cu suma asta. Trebuie 45.000 de lei. Și 4.500 de lei. Asta vreau să vă zic. Ieri am fost la Sânt George de Mureș, lângă Târgu Mureș, 2 km mai încoace, la o sălăriță. Dezastru, era ruginită, nu. Dați ok-ul să luăm una second sau nouă? Nouă e de la 20.000 de euro în sus. Second, bună, la cine a trimis fotografii, n-am fost să-mi evident pe alălalt, până în 5.000 de euro. Păi, dar eu luăm una bună, second, nu? Păi, aia. Deci, dar bună, bună secă. Da. Păi, sunt secă, buni, buni. Da, sunt secă. Căutăm până găsim una bună, dar nouă nu avem bani. De unde? Noi avem locat 50.000 de lei, 500 de milioane. Dar mai fi la foc șani. Și una nouă e de la 20.000 de euro în sus. Dar trebuie să aibă buni și căjuri. La Comănești ei folosesc clorură de calciu, așa dai foarte scumpă și instalație și foarte scumpă și clorură. Nu, noi pentru 15 km de drum comunal... Mergem de una secăr. Și găsăm secăr, sunt. Păi de asta, dacă sunteți de acord, căutăm secăr. Dar cum? Facem una nouă, n-avem bani. Faceți documentația necesară. Central face. Și cine vând? Și ia umbrăresul. Dacă ei vând, vând cele mai bine. Domnul Vici, vii cu proiect de hotărâre și... Sim, faci documentație. Vă și luăm una secă. Noi avem proiect de hotărâre aprobat pentru sărăriță. Dar nu-i secă sau nou. De asta zic. Păi dați să speci cu orice. Dar nu știi, nu specific. Așa că putem lua să secă. Domnul, dar nu știu eu. După aia, o căzut un fătut, ia uite, a fost afacerea lor și l-au luat pentru că trebuie putea să o iei. Luăm una secă și banii care sunt mai diferenți, îi păstrăm să plătim apa după ce moare. Să știi că e o variantă și asta, că de la 5.000 până la 10.000 cât avem alocați, poți să ajungi serviciul de apă ca să nu-i trag unul de aia. Da, nu e o variantă rea. Poți să umbli în alte să... Dacă n-ai voie să... Dacă ai vorbit să răriți, să scrii transfer de acolo, acolo. Da, domnul Vici, vă dăm situația necesară și nu putea să vă dăm aprobare. Transfer, cum să nu-i transfer? De ce nu-i dăm? Cine se mai înșeli la discuție, să vedem? Ok, altul mai e cineva? Tot așa, revin cu întrebarea... S-a rezolvat problema porților de la... terenul de la școală, sportivă. Da, exact, chestiții, la... Nu,
forță. N-am înțeles. Iar cu achiziția a făcut. S-a făcut achiziția. S-a făcut achiziția, da. S-a făcut. A trece am făcut la noi. Pe cât trece de pe început. Da. Mă gândesc că are vreo 3 ani de la început. Oricum, până iei vacanță matale. Da, am înțeles. Da. Mai este cineva? Nu mai întreba de părere. Nu mai bani de părere. Mai este cineva? Nu are de altă ceva. Atunci noi vă mulțumim frumos de participare. Și ne vedeam la ceva, păsat în altă ședință de urgență. Thank you.